Bine, v-am regăsit, stimațiile spectatori. Iată că dacă este miercuri, suntem în direct cu dumneavoastră. Așteptăm întrebările dumneavoastră pentru invitata mea, doamna Eugenia Sabou. Și, desigur, dânsa o să vă îndrume dacă aveți anumite probleme. În egală măsură, o să vă spună dacă sunteți în prag de pensionare, ce documente aveți nevoie, care trebuie depuse la Casa Județeană de Pensii Publice și multe alte detalii pe care, cu siguranță, dumneavoastră le solicitați în timpul dialogului. Bine ați revenit, doamna Eugenia Sabou. Bine v-am regăsit. Iată că, dacă e miercuri, trebuie să dăm curs solicitările telespectatorilor noștri din județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj și chiar din Cluj, ceea ce înseamnă area de acoperire a postului nostru de televiziune. Ce noutăți sunt până azi? Deci ce a mai apărut nou? Cu asta să începem în domeniul pensiilor de la întâlnirea anterioară. Sigur, fiind în fiecare săptămână întâlnirea cu telespectatorii, acum mai puține noutăți, că suntem într-o etapă mai concentrată pe politică. Tot ceva, ce dar, așa sigur, fake news-uri. Acum să deci vedem niște... dacă sunt de nivelul fake news, pentru false. Că știți cum este, pentru că astea sunt cu totul altceva. În domeniul pensiilor este un alt aspect, pentru că este mai dificil. Sigur, ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, cred că am anunțat și în emisiunea anterioară, faptul că s-a contestat la Curtea Constituțională acea prevedere, ordonanță prin care s-a aprobat de către Parlament majorarea valoarea adică de pensie. Adică s-a aprobat, dar nu s-a aprobat de fapt. S-a aprobat și s-a contestat și în 25 noiembrie Curtea Constituțională va dezbate această contestație a guvernului. Așa de parte, deci mai avem o lună. De aceea spun, da. Deci intrăm bine de tot în campanie electorală. Intrăm în campanie, după aceea intrăm la sfârșit de an cu un alt buget și să vedem ce se va întâmpla. Așa cum cred că și la alocațiile de stat, Curtea Constituțională a decis ca să se majoreze și să se dubleze, nefiind sigur fonduri. Nu s-au găsit soluții ca să poată să se rezolve și această problemă. Să vedem ce se va întâmpla în 25 noiembrie cu contestația asupra pensiilor. Va trece și anul acesta și cred că de anul viitor va fi mai bine. Da, de anul viitor vor fi, mai bine. Probabil guvernanții să dea cel puțin acea indexare cu rata inflației și cu acum ceea ce să vedem. De regulă aia care ar trebui totuși de la 1 ianuarie la pentru că și da, în ianuarie ar trebui măcar atât să se poată acorda și această mă rog, majorare. Nu se știe ce se va reașezare cu rata inflației. Nu se știe ce se va întâmpla până la anul. E păcat să... Legea scrie. Legea scrie și legea 263 scrie și din 2010 în fiecare dată este, da, în fiecare an. Nu scrie chiar de la 1 ianuarie și pe varianta că nu este specificat exact data, lăsăm așa, mergem în lunile, în martie, în septembrie și când tot avem așa bani, prorogăm. Da, o să sperăm că o să avem bani, o să fie o creștere economică, dar din păcate vedeți că încep problemele și foarte mulți dintre angajatori reduc personalul și nu știu în ce măsură. Sigur, guvernul are posibilitatea să găsească soluții și sunt convinsă că în proiecția de buget pe anul viitor o să gândească această modificare și o indexare a pensiilor pentru că e necesară și plus că este lege care este în vigoare. Dacă ne luăm după faptul că nu se respectă legea din motivele care sunt invocate, să știți că nu sunt reale. Pentru că dacă ne permitem să indexăm salariile bugetarilor, salariile funcționarilor parlamentari, a altor categorii de funcționari publici, atunci cred că ar trebui să găsească soluții și pentru pensii, ca să fie și să indexeze pensiile. Dar după cum se tot afirmă spațiul public, pentru ca să fie sustenabil,
mă rog, nu sunt bani deocamdată, vor fi în proiecția bugetului pe anul viitor. Să sperăm că vor fi. Da. Din păcate, asta este situația. Ceea ce totuși în această perioadă anterior, săptămânile anterioare, deci întâlniri, doamna ministru pune accent pe un dialog și o colaborare foarte bine conturată cu categoriile de, cu colegii din Italia și din Spania privind transmiterea acelor formulare pentru stabilirea vechimii și corelarea cu dosarele de pensie din România a cetățenilor români care lucrează sau au lucrat în străinătate. A avut mai multe întâlniri prin videoconferință și cu Spania și cu Italia, sigur, la care au participat colegii de la Casa Națională de Pensii, pentru că dacă sunt în întârziere dosare, sunt în acest domeniu de pensii internaționale, comunitare, care sunt întârziate foarte mult. Deci chiar poți să spui că și un an de zile nu se confirmă perioadele lucrate de către cetățenii români în străinătate și aceste dosare, sigur, atrag după sine și o oarecare întârziere și o comunicare în sistem. Atunci, dosare întârziate, calificativul managementului care se face la nivel instituțional devine defectuos, mă rog, în ghilimele să spunem, pentru că întârzierile peste 45 de zile deja sunt punctate și apar în sistem ca și întârziate. Bun, dar în aceste relații internaționale, da, având în vedere faptul că fiecare țară are o anumită vârstă de pensionare stabilită pentru bărbați și pentru femei, există oare șanse în aceste relații de a scurta această perioadă de corespondență, acest termen? Normal, nu se poate încadra, cum spuneați, da, în 45 de zile, 45 de zile aia eventual și la nivel național, dar da, în afară, da, așa cum spuneați, sigur, sunt un an, doi, dar oare sunt șanse de a scurta acest termen? Depinde și de state cum lucrează, dar trebuie o insistență mai aprofundată și mai un dialog continuu între partea română și partea, mă rog, străină, pentru că altfel nu se poate. S-a constituit și la nivel de Ministerul Afacerilor Externe o linie din acest punct de vedere prin care cetățenii români pot suna la intervenția Ministrului Afacerilor Externe și pot suna în direct ca să poată să comunice și să transmită prin ambasade sau prin forurile care sunt consulate la nivelul fiecărui stat să urgenteze aceste, sigur, date care trebuie comunicate către cetățenii români. Sunt foarte mulți cetățeni români care au lucrat în străinătate și... Da, dar vedeți că în egală măsură, deci, se vorbește despre un an, doi sau știu, da, eu mai mult... Deci a fost o mare problemă, a fost mii de dosare. Rezolva această corespondență chiar până a avea omul șansa, dacă e bine spus așa, să-și poată primi acele drepturi ca urmare a muncii în diverse țări ale Uniunii Europene, desigur. Sigur, a fost, s-a început acest proces de colaborare, de altfel a mai existat, dar între timp s-a mai încetinit ritmul muncii și din cauza asta cetățenii români care erau cu drepturi au, sigur, au rămas în restanță. Bun, dar ce se întâmplă? Prin absurd, da? Omul de bună credință își depune dosarul de pensionare în X țară, da? Da, da. La scadență, adică la scadență, momentul în care împlinește vârsta pe care o pretinde statul respectiv. Nu, deci, stați că aici sunt două aspecte. De cei care sunt domiciliați în străinătate, se depune dosarul la casa de pensii din țara respectivă, din zona respectivă și se transmite către casa de pensii satul mare. Stagiul lucrat de către ei în străinătate este ca și cum ar fi un stagiu asimilat. Okay, dar, mai multe, dar stați puțin să vă explic. Și atunci perioadele când dânsii îndeplinesc criterii de pensie pentru țara respectivă, atunci
în țara respectivă își depun și solicită drept de pensie. Cetățenii români solicită drepturi de pensie pe pensii comunitare la îndeplinirea condițiilor de pensionare în România. Bun, și cu adăugarea acelui staj asimilat din statul respectiv. Întrebarea mea era alta. Complet. Întrebarea mea era alta, da? Da. În momentul în care Xulescu, da, e cu, nu știu, 10-15 ani lucrați în străinătate, te dau un exemplu, da? Dar vârsta de pensionare la noi e 65 de ani, acolo poate e 67. Da, dar v-am explicat. Ești depune atunci și mai durează 2 ani până ce... Nu, își depune ca să solicite întâi pensie de la noi, cu stagiul asimilat. Bun, își depune, da. Cu stagiul care îl are acolo. Și de acolo îi se trimit formularele ca să îi se confirme stagiul asimilat. Aici se calculează pensia internațională, una comunitară, teoretic, și deci sunt alte aspecte. Dar toți cetățenii care îndeplinesc condiții în străinătate își trimit, își depun. Sau cei care sunt aici și au lucrat dincolo, aceștia au, dacă de exemplu la 67 de ani și sunt la noi în limită, adică de vârstă, un exemplu, pentru invers, deci invers își solicită drepturile din străinătate, sigur că atunci apar aceste întârzieri, când se solicită de către cetățenii care aici au domiciliu și de aici merg către ei, dar numai atunci când au condiții de limită de vârstă acolo. Sau și acolo sunt pensii de invaliditate, sunt pensii anticipate, deci se poate. Circuitul acesta a pensiilor internaționale este puțin cam greoi, dar eu cred că se va reglementa la nivelul Uniunii Europene. Din moment ce se lucrează în sistem pentru ca să fie, să zicem așa, o oarecare evidență unică și în funcție de codul numeric personal a persoanei se vor putea. Asta va dura câțiva ani încă, nu chiar acum, dar se va îmbunătăți sistemul acesta de preluare date a cetățenilor care au lucrat în statele Uniunii Europene. Va dura, sigur, că vă dați seama, au fost perioade când au fost numai convenții, pentru că nu eram stat al Uniunii Europene. După aceea, când am intrat în Uniunea Europeană, s-a schimbat sistemele. Circuitul acesta internațional a fost greu și încă funcționează. Și de aceea consider că a făcut un gest foarte ok prin această colaborare și insistență. De altfel, domnul președinte al Casei Naționale de Pensii Publice a lucrat și dânsul sistem și a insistat pe această procedură și necesitate. Și atunci, doamna ministru a convocat la nivel ministerial consulatele și cadrele din departamentele statelor respective pentru ca să putem să urgentăm această soluționare a dosarelor cât mai repede posibil. Dar presupunând că într-o țară străină într-adevăr se întârzie cu ceea ce înseamnă stabilirea drepturilor de pensie, luni de zile, omul intră la fel ca și aici. Va primi drepturile de la data de punere. De la data de punere, da, dosarului. Da, exact, adică... așa. De la data asta, de asta era o întrebare. Da, de la data de punere, da. Îi privește pe oameni. Deci faptul că întârzie da, câteva luni de zile, da, e o problemă, într-adevăr. Dar dacă se bucură de drepturile respective de la data înregistrării dosarului, da, înseamnă că totuși... Sigur, nu mai trebuie să mai aștepte. Pierdut. Păi nu, este pierdut, dar trebuie să mai aștepte. Și din cauza asta durează mult și probabil că nemulțumirile au apărut și lumea, acum cum se poate sesiza, tot timpul sesizează la nivel de ministru sau secretar de stat sau Casa Națională de Pensii și atunci toate... Am înțeles că tot ce se sesizează doamna ministru le urmărește și sigur că da, dar aceste sesizări pe urmă au dat și un mare semn de întrebare. Tot vorbim despre digitalizare, tot vorbim despre sisteme din acestea de comunicare rapide, imediate. Și totuși sunt probleme. Am spus că încă vor fi probleme și nu în timpul cel mai scurt se va produce și această digitalizare la nivel european. Vedeți că e greu și la nivel național.
pentru că sistemul informatic și programele informatice încă sunt cu foarte multe lacune și foarte greu. Nu, dar mă gândeam în special la aceste modalități de comunicare, deci nu programul în sine pentru stabilirea dreptului de pensie, ci faptul că această corespondență este îndelungată. Parcă spuneați într-o altă emisiune că, de pildă cu Israelul, poate dura și 2 ani o asemenea cu fiecare stat din Uniunea Europeană. Să știți că și din Uniunea Europeană sunt state care, chiar și după un an, aproape 2, fac comunicările și transmit datele. Deci, așa se lucrează. Sigur că nu e vina colegilor că întârzie dosarele. Cred că sunt stresați zilnic de persoanele care au dreptul la o pensie din străinătate, pentru că tot revin cu tot felul de solicitări din nou. Sunt cazuri și de câte 7-8 ori au revenit colegii ca să poată să retransmită, să transmită și să poată să proceseze dosarul. Dar asta așa se lucrează, vedeți dumneavoastră, nu numai la noi, și în alte state. De aceea se întârzie. Continuăm de asta după ce luăm un telefon. Alo, bună seara, poftiți, sunteți în direct. Alo? Alo? Ne auzim, sunteți în direct, bună seara. Deși? Alo, sunteți în direct, vă ascultăm. Dați televizorul încet sau îl închideți pe timpul dialogului nostru. Ascultăm întrebarea, doamnă. Alo? Întrebați, vă rog, ce doriți să întrebați de invitata mea? Da, domnul cine este la televizor, eu am fost vecina cu dânsa, mi se-și cunoaște. Întrebarea noastră. S-ați dus să-i spuneți dânsei că ați fost vecini? Da. Dar spuneți, ce problemă aveți, doamna? Da, am fost vecin cu domnul vostru. Bine, dar ce problemă aveți? Ce întrebare aveți? Da, acum... Ce problemă aveți? Ascultăm aveți, întrebarea. Da. Dar ce problemă aveți? Hai să vedem ce întrebare aveți, doamnă. Închideți, vă rog, televizorul și puneți întrebarea. Dar ce vreți să mă întrebați? Scoate afară atunci. Că am vrut să întreb dacă părinții au fost deportat de 5 ani de zile și așa m-a auzit că pot să moștenit. Să închide televizorul, că după nu se aude nimica. Bun, acum întrebarea de se exprimă greu de tot. Da. Se referă la o problemă care noi nu dezbatem în această emisiune, dar am făcut punctări vis-a-vis de acele indemnizații sau știu care le pot primi soțul, supraviețuitor sau copiii. Da. Deci... nu înțelege, doamna, despre ce să discutăm. Bun, dar întrebarea cred că asta ar fi în ce condiții ar putea beneficia de acea prevedere legală. Deci dacă părinții au fost deportați și dânsa este moștenitor de drept, fiind copil al persoanelor deportate în străinătate, să se adreseze Agenției Județeane de Prestări Servicii, deci AJPIPS-ului, pe strada Tudor Vladimirescu, să meargă cu documentele și să vadă dacă este în drept sau nu să beneficieze de aceste drepturi pe legea 130. Deci ne-ați înțeles, stimate doamne, asta era dorința dumneavoastră să aflați? Alo, se pare că am pierdut-o pe doamnă pe drum. Nu. Da. Vă mulțumim pentru participare. Da, probabil că n-ați înțeles. Iată o altă telespectatoare, să sperăm că vom avea mai mare succes în ceea ce privește dialogul cu dânsa. Alo, bună seara, poftiți, sunt bună seara, direct. O întrebare scurtă aș avea la dumneavoastră. Da. Și poate un răspuns mai lung, nu? Da, lung, cât se poate de lung. Și complet.
Mai bine complex. Da. Dacă mi-ar putea spune doamna, actualul coeficient de corecție, da, până când, până la ce dată se supune că se va merge cu el? Până dacă l-ați dată primit toată viața. Nu, dar deci nu l-am primit, asta e și aș vrea deci, să vă... Stați puțin, deci dumneavoastră, unde vă încadrați, în care categorie? Pensie de invaliditate și pe urmă trecere la limită de vârstă sau cum... Care-i, pensia anticipată. Care este la anticipată? Nu. Când ați mers la limită de vârstă? Dacă n-ați fost în pensie de boală înainte de 2011, pe legea 19, beneficiarii acestui indice de corecție sunt acele categorii de pensionari care au fost începând cu 2001, luna aprilie, și până în 2011, 1 ianuarie, în pensie de invaliditate și pe urmă au trecut la limită de vârstă. Nu discutăm deci, de pensie anticipată. Da. Mă scuzească, vă întrerup. Eu acum lucrez. Da. Și în ideea că aș putea obține, că am avut grupa a doua, și cu sporul respectiv, dacă m-aș putea încadra, probabil că m-aș duce chiar la, nu la limită de vârstă, dar la limită că beneficiez de un anumit spor la vechime, știți? Dar pe urmă nu mai aveți dreptul să lucrați dacă mergeți în pensie anticipată. Am înțeles, deci dar, nu este problema. Nu, problema este cât de tare ar trebui să mă grăbesc ca să pot beneficia de acest coeficient de până la 31 decembrie. Dar când v-ați născut, dacă nu vă supărați? Cum ziceți? Când v-ați născut? În ce an? An e vorba de naștere. Când eu, da? În 61. În 61, 25 mai. Deci în 61, în mai, dumneavoastră, în mai 2023, ați putea merge în pensie de limită de vârstă, să aveți 32 de ani și 2 luni stagiu de complet de cotizare. Da, deci asta este. Numai, așa, și probabil că m-aș încadra și cu sporul de vechime. Deci chiar m-aș încadra. De aia v-am întrebat. Dar cât ați lucrat? Cât ani ați lucrat în grupa a doua? 20. 20 de ani în grupa a doua? Da, da. Ia vedeți, doamna, să bucate merge, doamna, în pensie. Pe la 20 de ani are reducere 6 ani și 8 luni. Înseamnă că... Ai putea să mergeți la limită de vârstă atunci. Știu, că de asta vă spun și de asta eu mai puteam și lucra, dar am zis că dacă e cazul să mă grăbesc, că am înțeles că de la anul probabil va fi mult mai mic. Deci acest indice de corecție se modifică anual. Înțelegeți? Se modifică în fiecare an. Da. Prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat se comunică în fiecare an, este o formulă de calcul acestui indice de corecție și în funcție de calculele care reies din la sfârșitul anului, în legea bugetului asigurărilor sociale de stat este definit și acest indice de corecție ca sumă procentuală cât se acordă în anul respectiv. Pentru anul 2020, acest indice de corecție a fost de 1,41 până în 31 decembrie. Pentru anul viitor, cine știe ce va fi, dar dumneavoastră de ce nu mergeți în pensie dacă că beneficiați de pensie de limită de vârstă? Știu. Știam asta, numai m-am grăbit că nu am încă vârsta și na, era bine așa cum era. Dar puteți și continua să lucrați dacă mergeți la limită de vârstă. Puteți să continuați să lucrați. Care e problema? Deci, să acumulați pensia și cu salariul. Puteți nu să... se poate. Nu, mă rog, dacă lucrați într-un domeniu în care nu se poate, este cu totul altceva. Nu în toate instituțiile se poate lucra să beneficieze și de pensie și de salariu. Da. Și probabil v-ați făcut un oarecare calcul și ați considerat că mai bine rămâneți și lucrați. Oricum salariul e mai mare decât pensia. Decât să rămâneți în pensie. Categoric e mai mare. Categoric e mai mare salariul. Deci e mai avantajos să lucreze, doamna, dacă sănătatea permite. Da, liniștea e mai importantă. Da, deci până în 2023, să zicem, când aveți condiții normal de limită de vârstă, până atunci mai continuați și lucrați. Până atunci mai este timp. Dacă vă apare și legea nouă... O să scadă foarte mult coeficientul și o să mă dezavantajez. Nu o să mai fie după legea nouă. Dar de anul viitor, probabil, dacă intre noua lege, nu va fi acest indice de corecție. Deci după noua lege se schimbă sistemul de calcul.
Deci e posibil să intre noua lege și atunci nu o să se mai țină. Așa e făcută legea, să intre deci de la 1 septembrie de anul viitor. Și atunci pică coeficientul. Păi nu numai să nu mai e atunci, se deci, schimbă. Se schimbă calculul drepturilor de pensie. Dacă legea 127 va intra în vigoare, sunt cu totul altfel caracteristicile care duc la stabilirea drepturilor de pensii. Și atunci nu o să mai avem punctaj mediu, punctaj cu indice, punctaj, mă rog, sunt mai multe, nu pot să, pot să nu vreau să vi le acum să vi le transmit, întrucât e prea de vreme și prematur ca să pot să afirm că legea va intra în vigoare la 1 septembrie, când încă mai sunt multe aspecte până când ca să se înceapă o oarecare sigur verificare și a tuturor dosarelor și o simulare și mai multe aspecte, încă mai durează mult până va fi legea nouă. Dar... Și încă o întrebare, e adevărat că cei care beneficiază de acest indice de corecție nu mai beneficiază în următoarea perioadă de mărire a pensiei? Nu. Deci, valoarea punctului de pensie crește conform graficului și a legii care este în vigoare. Și crește la toată lumea, indiferent de... Absolut, n-aveți dumneavoastră treabă. Acest indice de corecție nu se referă la acest aspect. Acum, sigur că toată lumea vine și discută. 1.41 e tentant, oricum. Păi acum este tentant, că anul trecut a fost mai mic. Da, acum este a fost tentant. 1.19. Deci așa că, a fost și 1.07 și 1.06 și în fiecare an a fost modificat în funcție de formula de calcul care este, se aplică pentru stabilirea acestui indice de corecție. Dar indexarea valorii punctului de pensie merge la toată lumea. Și ca să beneficiezi de acest indice de corecție, trebuie până în 31 decembrie să-ți fie de dosarul sau să-ți vină decizia? Până, până... să aveți depus dosarul. Până acum 31 chiar sfârșit de an, nu lăsați până în 31. Da, 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 dacă da. Vreți și vă adică indicele de corecție interesează deci, pe da. Da. Bine, mulțumesc. Bine, și ce condiții deci, poate prinde. Deci vă hotărâți, vă decideți, vă faceți calcule și eu vă recomand să lucrați cât puteți, pentru că în calculul următor se va lua total activitate și total punctaj obținut și acolo veți câștiga mai mult decât să mergeți acum în pensie, totuși mai aveți încă. Deci ar fi bine să mai continuați activitatea. Dacă locul poate, de muncă permite și sănătatea. Sănătatea. Da, vreau să... Da, vă mulțumim, ați ieșit. Da, domnul a ieșit din emisiune. Da. Chiar asta vreau să văd când a fost întâlnirea cu regatul Spaniei, doamnei ministru, data de 16 septembrie a avut loc această reuniune și gen videoconferință prin care s-au discutat aceste probleme și cu o finalitate, sigur... Mă rog, o inițiativă care urmează să se continue practic și în următoarea perioadă la nivel bilateral și conform reglementărilor Uniunii Europene să se poată cât mai repede ca această procedură de comunicare să se facă cât mai rapid în favoarea ambelor state, pentru că și ei sunt interesați și noi. Iarăși la nivel de Casa Națională de Pensii Publice este un program comunicat interoperabilitatea europeană pentru instituții de asigurări sociale, venind în sprijinul acestor comunicări și acestor programe care vor fi sigur programe informatice care urmează să se implementeze. Aici vor fi, deci în acest program sunt cuprinse foarte multe instituții din 32 de state din Uniunea Europeană. Deci, da, continuăm după un alt telefon. Da. Alo, bună seara, poftiți. Sunteți în direct. Alo? Alo, da.
Da, vă ascultăm, poftiți, întrebarea dumneavoastră. Din Baia Mare, numele meu este Mota, am două întrebări legate de pensii. O doamnă care a fost în pensie de invaliditate și s-a pensionat la limită de vârstă în februarie, iar pe decizie nu-i apare indicele de corecție. Și de la Casa de Pensii, în momentul în care a solicitat în baza Ordinului Curții Constituționale acel indice, i s-a dat un răspuns evaziv. N-are sens să vă citesc tot răspunsul și femeia vrea să știe dacă poate beneficia sau nu. Asta este o întrebare. Da. Și cea de-a doua este... Așteptați, vă rog, răspunsul la această întrebare, ca să nu... Aștept, aștept. Bine. Dar, doamna, când a intrat în pensie de invaliditate? În ce an? În invaliditate, când ați intrat? În 1 noiembrie 90, pe legea 3/77. Deci nu aveți, nu aveți dreptul la indice de corecție. Nu, nu vă încadrați. Pentru că numai acele categorii de persoane, pensionari, care au intrat în pensie de invaliditate pe legea 19 din 2001. Și doamna, pe legea 3 din 90, legea 3, nu se încadrează cu indice de corecție. Da. Buletinul de recalcul. Eu am o problemă la rubrica sume contributive de la 1 aprilie 2000 până în 2001, 1 aprilie. Mi s-a completat greșit în cartea de muncă și au preluat la rubrica sume contributive salariul de încadrare, deci de bază. E adevărat că în dreptul salariului de încadrare mi-au stipulat procentele de sporuri, respectiv indemnizație de conducere 37%, sfor de vechime 25% și salariu de merit 15%. Dar le aveți înscrise în buletin? Au și fost luate în considerare, din moment ce sumele contributive sunt mai mici decât cât erau, ar fi fost normal să fie. Da, deci aveți buletinul de calcul în față? Da. Da. Deci perioada de la 1 aprilie 2001, înțelegeți, este... Da. Sigur că rubricile din buletin... Nu, de la 1 aprilie 2000 până la 1 aprilie 2001. Nu, aveți de la 1 aprilie 2000 și până la 1 aprilie 2001? Da. Așa, perioada aceasta o puteți numai în baza buletinului de calcul. Deci dacă aveți scris în dreptul rubricilor alte sporuri, acolo, sau salariul de încadrare înscris din carnetul de muncă, sporul de vechime puțin mai în dreapta, cât aveți sporul de vechime, sau dacă este înscris cu fracție în carnetul de muncă, atunci numitorul de sus trebuie să vă fie inclus în buletinul de calcul și vedeți că e corect, nu? Dacă urmăriți perioada din carnet și cu buletin de calcul. Nu, la suma contributivă la mine apare doar salariul de încadrare, în loc să apară... Dar stați puțin, mergeți mai departe, pe rândul acela. De exemplu, aveți de la 1 aprilie 2000 un salar de... Spuneți un salar, care este salariul dumneavoastră acolo? 2401,720. Deci... Și am... Asta este 2401,700... Așa. Da, 720. Și am în dreptul sumei respective trecut 37% indemnizație de conducere. Dar stați puțin, dar mergeți pe buletinul de calcul, vă rog, în dreapta și vă uitați sus la rubricile care scrie sus. Alte sporuri. Sporul de vechime, condiții speciale, spor de conducere. Da, sunt în dreptul sumei sporului. Și sunt acolo scrise. Sumele respective au fost valorizate. Da, deci sumele respective sunt incluse în calcul. Dacă sunt în buletinul de calcul și vă apar acolo în buletinul de calcul. Deci aceste sume care le spuneți dumneavoastră au fost incluse în buletinul de calcul. Dacă sunt evidențiate. Deci puteți să vă verificați foarte... Dar nu știam dacă au fost incluse într-adevăr la... Deci dacă sunt incluse acolo în rubricile respective, o să urmăriți dumneavoastră, puteți să vă verificați singură toată treaba asta. Deci luați carnetul de muncă, salariul de încadrare și pe urmă mergeți paralel în dreapta și vă uitați sus la rubrici. Dacă sunt condiții speciale, dacă sunt, mă rog, ce mai aveți acolo, sporuri de noapte... ore sau cum scrie rubrica de sus la buletinul de calcul și o să vedeți că acolo sunt incluse toate aceste sume despre care dumneavoastră spuneți. Da. Aceste, când ați primit decizia de pensionare, aveți vreo mențiune la rubrica acolo unde scrie motivație că nu v-a fost luat ceva în calcul?
pe decizia de pensionare, când v-ați pensionat, a fost vreo mențiune? Nu a fost nicio mențiune. Deci înseamnă că tot ce ați depus... Dar eu am cerut. Deci înseamnă că toate documentele care dumneavoastră le-ați depus la dosar, cu acele adeverințe care le-ați avut, au fost luate în calcul. Acestea se pot vizualiza și, sigur, ca să le puteți, în baza buletinului de calcul, le puteți dumneavoastră ca să vi le urmăriți. Și să vedeți că toate acestea sunt incluse în buletinul de calcul. Sigur că nu aveți program să vedeți care este suma totală și toate, dar în sistemul informatic, în program sunt. Și atunci totalul acesta vi-l... la totalizare vă adună la punctaj și obțineți un punctaj, mă rog, total pe întreaga activitate. Dar, încă o dată vă spun, dacă sunt în buletinul de calcul, inclus atunci sunt valorificate. Înțelegeți? Vă mulțumesc mult de tot. Deci, cu plăcere. La revedere. Vă mulțumim și noi la fel. Iată că este și... foarte bine că telespectatorii care vor să se verifice și să-și vadă acel buletin de calcul, să-l și solicite, întrucât acolo poate să urmărească fiecare perioadă, fiecare modificare a salariului, a sporului de vechime. Stimați telespectatori, nu manevrați telecomanda, pentru că revenim după aproximativ 30 de secunde de publicitate. Așteptăm și apoi întrebările noastre.